Acatistul Sfântului Cuvios Ioan Casian Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Împărată ceresc, mângâietorule, Duhul adevărului, care pretutindene ești și toate le împlinești, visierul bunătăților și dătătorul de viață, vinoște să lășuiești într noi, ne curățește pe de toată întâlnăciunea, și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea sfântă trăime, miluiește pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne iartă, fără de noastre, sfinte, cercetează, vindecă neputințele noastre. Pentru sfânt numere Tău, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția ta, fie voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, cine ne de cel viclean. Pentru iubirea desăvârșită viața cea stricăcioasă lăsând, pe de-a întregul te a adus lui Hristos cel dorit, Căci arvuna Duhului luând, a întărit biserica într-o dragoste a preasfintei trăim și chipul vieții monahicești, ca o flacără l-ai răspândit să lumineze marginea lumii. Pentru aceasta te laudăm pe tine și cu mulțumire cântăm, bucură-te cu vioase, Ioan Casian, mlădiță de mult preț a neamului românesc. Din Dobrogea și neamul stră-român, moștenirea pământească ai luat și învățătura aleasă la școlile timpului dobândind te a prins de dorirea dumnezească. Drept aceea toate lăsând ai urma lui Hristos împreună cu prietenul tău German. Așa ai ajuns călugăr într-o mănăstire din Betleem, știința duhovnicească în lucrarea vieții de obște deprinzând. Pentru aceasta, după cuvință, îți strigăm. Bucură-te dorirea după Hristos! Bucură-te, bugetare, învăd de har! Bucură-te, agonisire a auriului Scripturii! Bucură-te, păzire a curăției inimii! Bucură-te, însetare după lumina Sfințeniei! Bucură-te, închinătorule în duh și adevăr! Bucură-te, nădejde a înfierii dumnezeiești! Bucură-te, simțirea tainei peste fire! Bucură-te, dragoste apostolică! și raiul Bucură-te, minte mișcată de suflarea Duhului Sfânt. Bucură-te, suflet și trup, făcute cer nou și pământ nou. Bucură-te, isihie, liturghisire neîncetată. Bucură-te, cuvioase, Ioan Casian, mlărițe de mult preț a neamului românesc. Cu râfnă sfânt ai plecat împreună cu German în sihăstrile Egiptului, în căutarea sfinților puznici și, împărtășindu-vă de taină vieții lor ascunse cu Hristos în Dumnezeu, ați păzit cuvintele lor, în inimă cu bucurie cântând Aliluia. Moștenire sfântă ne lăsat, Părinte Ioane, celor încercați de multe dureri, lipsuri și ispite, în așezămintele și convorbirile duhovnicești. Așa ne-ai învățat să murim păcatului, ca Domnul să ne fie lumina și viața și bucuria veșnică. Pentru aceasta îți cântăm. Bucură-te pâinea smereniei și vina al iubirii de Dumnezeu. Bucură-te dar adus pe altarul cel mai presus de ceruri. Bucură-te zugrav, iscusit al dragostei Sfintei Trăim. Bucură-te al purtării de grijă dumnezeiești. Bucură-te călăuză de la iadul desnădești la raiul smereniei, bucură-te chip luminat de prezența lui Hristos. Bucură-te carte vie în care se scriu cuvintele Duhului, bucură-te memorie făcută pământ de rai. Bucură-te al voii Dumnezești. bucură-te voire închinată la hotarul veșniciei, bucură-te lăcaș însuflețit al vederii lui Dumnezeu. Bucură-te conștiință a chipului lui Dumnezeu! Bucură-te cu vioase, Ioan Casian, mlădiță de mult preț a neamului românesc! De la Ava Pavnut ei a învățat a face loc în vasul pământesc, al slavei Sfintei Trim, prin întreită renunțare la bunurile și măririle lumești, la obiceiurile, patimile și atracțiile vechi ale trupului și sufletului și la toate cele trecătoare și astfel jertfă vie aducându-te când ai cu bucurie, Aliluia. La sfatul Ave Iosif, șapte ani ai rămas în Egipt, împreună cu German, culegând de la sfinții nevoitori roadele pomului vieții. Apoi ați ajuns în pustia șchetică, unde cerul și pământul sărbătoreau pregustarea întâlnirii celei de la hotarul veșniciei. Bucură-te, brațe libere de griji și dobândiri trecătoare, bucură-te, brațe întinse pe crucea dragostei. Bucură-te, brațe deschise spre a îmbrățișa necuprinsul. Bucură-te, brațe ce cuprind lumea și o aduc lui Dumnezeu, bucură-te, vas al comorilor pustiei, bucură-te, vas al moștenirii sfinte, bucură-te, loc al păcii. Bucură-te, icoană vie vedere din locul lui Dumnezeu, bucură-te trup purtat de suflet, bucură-te suflet purtat de harul lui Dumnezeu, bucură-te pământ urcat la cer, bucură-te cer întrupat, bucură-te cu vioase Ioan Casian, mlădiță de mult preț a neamului românesc. Din pricina învinuirilor nedrepte la care erau supuși monahi din Egipt, ați părăsit locul puzniciei și ați plecat la Constantinopol, la Sfântul Ioan Gură de, de la el ai primit harul slujirii diaconești și lângă el ai sporit în cuvânt și în har, în lucrare și în isihie. Iar după exilul lui ai ajuns la Roma împreună cu German, spre a vesti pătimirile părintului celui de Dumnezeu insuflat al bisericii, împreună cu care în duh neîncetat cântați Aliluia! Mare a fost dragostea ta pentru Dumnezeescul Părinte, în mâinile căruia te-a adus ca o prescură lui Hristos. Așa te încredința lui Dumnezeu, învățând pătimirea de bunăvoie pentru dragostea lui și iubirea de vrăjmași, pentru care, minunându-ne, îți cântăm. Bucură-te primirea cuvântului din gura, cea cu totul de aur. Bucură-te, ucenic crescut prin har, la măsura de fiu. Bucură-te, fiu îmbrăcat în slava părintului tău, bucură-te, fiu al lui Dumnezeu născut în Duhul. Bucură-te, urmare a părintului tău în adâncurile tainii dumnezești. Bucură-te, urmare a lui în adâncurile suferinței. Bucură-te, urmare a lui în slava învierii. Bucură-te, creștere, în trupul lui Hristos la măsura desăvârșirii bucură rod al liturghiei dumnezești! Bucurăte te ascultare, mișcată de nădejde, credință și iubire! Bucurăte te prindere a lucrării teandrice! Bucură-te, conștiință mărturisitoare a peceții dumnezești! Bucură-te, cuvioase, Ioan Casian, mlădiță de mult preț a neamului românesc! Harul liturghisirii preoțești l-a îmbrăcat la Roma! după care ai revărsat în cuprinsul galiei izvoarele vii și bogăția darul pustiei, pe toate le rânduit cu dreaptă socoteală după firea și puterea celor ce primeau, treptele nevoințe și contemplării săpând spre suirea neînșelată la măsura desăvârșirii, iar cei ce luau de la tine cu credință leacurile duhovnicești și urmau căile vindecării de păcate cu mulțumire strigau, Aliluian, Plecând din inima neamului și pământului românesc, drumul tău a unit ca o cruce de taină răsăritul și apusul bisericii drept slăvitoare, spre slava Sfintei Trăim. Așa pretutindeni a împărțit cu bună pricepere comorile pusniciei, întărind pe toți în conștiința menirii de taină a asemănării dumnezești. Pentru aceasta îți strigăm, bucură-te, surpătorule, al celor opt patimi de căpătâi. Bucurăte te sfârmare, a zăvarul păcatului. bucură privire, ce spulberă negrele întunecimi. Bucură-te, pajiște împodobită cu flori ale științei. Bucurăte minte văzătoare, prin oceanul inimii. Bucurăte inimă văzătoare, prin lumina Duhului. Bucurăte rodire a împărăției prin adâncă răbdare. Bucură-te dobândirea Duhului prin înfrânare, bucură-te înălțare peste tulburările patimii prin umilință. Bucură-te dobândire a Harului prin milostivire. Bucură-te priveghere într cunoștința prezenței lui Hristos. Bucură-te tăcere lucrătoare a cuvântului Dumnezeesc. Bucură-te cu vioase Ioan Casian, blădiță de mult preț a neamului românesc. Mare este ajutorul tău, Sfinte către noi ce loviți de tot felul de ispite și necazuri, care te chemăm cu credință și urmăm călăuzirile tale de Dumnezeu insuflate și cu toate că suntem nevrednici, cu mijlocirile tale îndrăsnim să întoarcem prin pocăință viața noastră spre Hristos, răsăritul cel de sus și izvorul milostivirii, cântând împreună cu tine, Aliluia! Greu este jugul lăcomiei, ce înăbușă râvna dumnezească și se face pricină a înclinărilor pătimașe, drept aceea ne-a învățat Părinte Ioane, al schimba pe jugul cel ușor al curăției inimii prin stingerea îmboldirilor aprinse ale trupului, mărturisirea conștiinței și umilința ce vine din ascultare. Iar prin postul sufletului și al trupului să arătăm dorul după dumnezească împărtășire în libertatea Duhului, de care și noi însetând să cântăm așa. bucură cercetare a conștiinței ce smulci spinii păcatului. bucură răbdare și osteneală ce chem mintea din cutreierul nestatornic. Bucură-te, căința a inimii ce sfărâmi împietrirea sufletului. Bucură-te, frică de Dumnezeu ce nu părăsești cuvântul dragostelui. Bucură-te, rugăciune stăruitoare ce răzbați prin viforul ispitilor. bucură -te hrănire din laptele Scripturii și mierea tradiției sfinte, bucură te postire, născătoare de cumpătare și noire a simțurilor. bucură vedere a lumii în icoană iubirii dumnezești. bucură feciorie lucrătoare a tainei întrupării lui Dumnezeu. bucură te punere a nădejdii în milostivirea de sus. bucură te închinare de sine primitoare, a lucrării Sfintei Trei în bucură de curățire a altarului lăuntric, spre primirea tainilor dumnezești. bucură cu cuvioase Ioan Casian, mlădiță de mult preț a neamului românesc. Urmând predania bătrânilor neînvățat atât curmare mișcărilor demonice împotriva firii, cât și supunerea mișcărilor firești față de voia și lucrarea dumnezească mai presus de fire. Și îndemnai astfel să ne împlinim menirea, depășind cele ale Firii în trupul lui Hristos și în unirea cu Sfânta Trăime, cântând împreună cu Sfinții, cântarea Aliluia. Ai vădit, Părinte Ioane, lucrarea Duhului Răutății, ce însoțesc cele opt patim de căpătăi, Duhul Lăcomiei, Duhul Desfrânării, Duhul Iubirii de Argint, Duhul Mâniei, Duhul Tristeții, Duhul Neriniștii. Duhul Slavei de Șarte și Duhul Trufiei. Și curățind rănile patimilor, ai pus peste ele balsamul virtuților și legătura dragostei, ca să aflăm vindecare și mângâierea desăvârșirii, cu bucurie cântând. Bucură te păzire a inimii de răsărirea gândurilor răutății, bucură te gătire prin înfrânarea alăcașului Slavei, bucură te feciorie a tainei nașterii dumnezești. Bucurăte trup și suflet făcute icoană a sălășuirii dumnezeiești. Bucură-te, sfințire a omului întreg după voia Sfintei Trăim. Bucură-te, nimicire a idolilor, gândiți și simțiți înaintea chipului lui Dumnezeu. Bucură-te, deslipire cu duhul de agonisiri și sălăjuire în hotarul veșniciei. Bucură-te, blândețe și răbdare într-un de pământ al rodirii sfinte. Bucură-te lepădare a întristării lumii pentru întristarea după Dumnezeu. Bucură-te întristare zămislită din pocăință și dorirea desăvârșirii. Bucură-te isihie rod al credinței lucrătoare prin iubire. Bucură-te micșorare de sine pentru arătarea slavului Dumnezeu. Bucură-te surpare prin smerenie a înălțărilor trufiei. Bucură-te cu vioase Ioan Casian, mlădiță de mult preț a neamului românesc. A înființat la Marsilia cu vioase Ioan două mănăstiri de obște, una de bărbați și una de femei, răsădind cu duhovnicească pricepere tradiția monahală a părinților din Egipt, în specificul locului și al firii locuitorilor din Galia. Pe acestea, trecându-le prin inima ta de părinte și firea neamului românesc, s-a arătat unicul chip al împărăției într-o nouă icoană a cântării neîncetate de Aliluia. La rugămintea Sfântului Castor ai alcătuit părintea așezămintele cenobitice, arătând că măsura de stă în împlinirea poruncii dumnezeiești cu dreaptă supăteală și după putere, chiar dacă mijloacele nu sunt aceleași. Așa ai arătat că pogoromintele referitoare la orânduirea vieții creștine nu înseamnă o schimbare a țintei, nici a trepturilor de atins, ci o împropiere a tradiției bisericii în diferite caractere unite și în aceeași icoană a Comuniunii în Duhul Sfânt. bucură iconar fidel al Erminilor Sfinte. bucură iconar fidel al erminiilor Sfinte, bucură zugrav, al aceluiași chip, într-o nouă icoană. bucură în zestrare a Galiei cu o armătură duhovnicească, bucură-te cuvânt furtător al apei duhovnicești a pustii, bucură-te începător al monahismului din apus, bucură-te a comorilor răsăritului, bucură-te purtător al căii adevărului și al vieții, bucură-te cuvântător de Dumnezeu, din plinătatea harului, bucură-te lucrător al curățirii dumnezești, bucură zugrav al contemplării dumnezești, Bucură-te, al unirii dumnezești! Bucură-te, candelă nestinsă la icoana întrupării! Bucură-te, cuvioase Ioan Casian, mlădiță de mult preț a neamului românesc! Mare taină este libertatea omului dată în însăși pecetea chipului divin, desăvârșită în dialogul dragostei și împreună lucrarea cu Dumnezeu. Iar viața veșnică este însăși părtășia la iubirea Sfintei Treimi, în bucuria veșnică și pacea cântării de Aliluia. Râvnei Sfinților Capadocieni și a Sfântului Ioan Gură de Aur ai urmat ridicând cuvântul împotriva celor ce susțineau o separare adâncă între firea omenească și Harul Divin. Așa i arătat că, deși cu totul darul de săvârșit și tot Harul vin de la Dumnezeu, libertatea omului zidit după chipul lui este chemată să răspundă și să conlucreze cu harul pentru a produce în suflet roade ale virtuților și a se împlini la împărtășirea dumnezeiască. Bucură-te, urmaș adevărat al Sfinților Apostoli, bucură ferire de învrășbire cu zmerenie evanghelică. Bucură-te, repărtare cu duhul de tulburare și certuri, bucură de primire a Harului pe măsura credinței, bucură-te, învățătură întemeiată pe cuvântul lui Dumnezeu. Bucură-te împreună lucrător cu Hristos, bucură-te statornicie, îndreapta credință, bucură-te pace, nesurpată și blândețe moștenitoare a Raiului. Bucură-te mărturisire a vieții ca dialog și pricepere. Bucură-te învățător al nevoinței duhovnicești. Bucură-te laudă a milostivirii dumnezești, bucură-te zugrăvire a chipului omului după erminia Sfinților Apostoli. Bucură-te Adarului darului și primirea harului Dumnezeu. Bucură-te cu vioase Ioan Casia în de mult preț a neamului românesc. Stâlpa al bisericii te-a arătat părinte Ioane, când la cererea viitorului papă leu în cel mare al Romei ai alcătuit o ultimă scrisoare despre întruparea Domnului împotriva lui Nestorie, punând o piatră de temelie pentru sinodul al treilea ecumenic din Efes ținut cu un an mai târziu. Pentru aceasta, ca pe un Dumnezeu părinte și a dogmilor insuflate, te cinstim. Și împreună cu tine cântăm lui Dumnezeu cântarea Adiluia. Pe Maica Domnului ai mărturisit-o născătoare de Dumnezeu, iar pe Hristos Dumnezeu adevărat și om adevărat. Așa i arătat că în Dumnezeirea nu este o simplă imitare săvârșită de om ca după un model exterior, ci rodul lucrării divine Împărtășite în taina dragostei. Pentru aceasta îți strigăm: Bucură-te, alăută a tainei trăimii! Bucură-te, piatra mărturisirii din Bucură-te, piatra la temelia bisericii, bucură-te, laudă, a nașterii din fecioară! Bucură-te, cinstitor al mării născătoare de Dumnezeu! bucură con, grăsuitor cu apostolii! Bucură-te, râu, al teologisirii insuflate! Bucură-te, pe calea mântuirii, bucură-te, apărătorule al dreptei credințe, bucură-te, purtătorule de Dumnezeu și grabnic ajutătorule, bucură-te, văzătorule de Dumnezeu și grab și de grab luminătorule, bucură-te, iubitorule de Dumnezeu și de oameni, bucură-te, cuvioase Ioan Casian, blădiță de mult preț a neamului românesc până la capăt ai rămas statornic în dreapta credința a bisericii, păzind nesecat izvorului Sihii Dumnezești, că vioase Ioan Casian drept, pentru care încă în viață fiind ai fost cinstit ca sfânt și după mutarea ta izvoare de har ai revărsat spre mângâierea celor ce cântă cântarea. Aliluia! Cum vom putea lăuda după vrednicie minunile tale, Părinte Ioane, că nu ne lași în grelele încercări la care suntem supuși, și ca pe o gură de rai ne lăsat sfintele tale moaște spre mărturia vieții nestricăcioase, într-o slava sfintei trei. Fi dar grabnic, sprijinitor și tămăduitor al celor ce aleargă la tine cu grădință și cântă. Bucură-te, chip, împlinit în asemănarea dumnezească. Bucură-te, rod al pomului vieții. Bucură-te, prescură, liturghisită de Hristos a neamului românesc. Bucură-te, purtător al crucii de moștenire al acestui pământ! Bucură-te, purtător al crucii omenirii suferinde! Bucură-te, izvor altă măduirii. Bucură-te, părinte, ce naști în fii Duhul mântuirii! Bucură-te, inimă de părinte, îmbrățișare peste fire! Bucură-te, inimă de fiu în care bate dumnezească iubire! Bucurăte, te grija părintească față de toți cei necăjiți! bucură ieșire în căutarea celor rătăciți! Bucură-te întâmpinare a fiilor risipitori. Bucură-te cu vioase Ioan Casian, mlădiță de mult preț a neamului românesc. Cu adevărat, vă cinstim cu vioase Ioane și cu vioase German, împreună cu primul vostru dascăl și învățător, Sfântul Ierarh Teotim I al Tomisului, ca pe o icoană a Sfintei Trăim grăvită în vetrele sihăstrești ale Dobrogei căci moștenirea acestui neam și pământ o ați urcat la cer și luminătorii lumii v-ați arătat, unind sfințenia vieții, cultura aleasă și teologie insuflată în taina cântării, Aliluia! În multe stânci și peșteri, văi și sate, locuri de închinare și sfinte locașuri, ar suna numele tău cu vioase Ioane, pecetuind în frumusețea peisajului legătura veșnică de iubire pe care o ai cu acest pământ și neam. Drept aceea, după cuvință, te cinstim, cu mulțumire îți cântăm. Bucură-te, singurătate cu Dumnezeu, ce îmbrățișezi lumea. Bucură-te, dăruire de sine, a nevoinței isihaste. Bucură-te, luminătorule al pustiei. Bucură-te, rugăciune pentru lumea deznădăjduită. Bucură-te, semănătorule al chipului împărăției. Bucură-te, vistier al comorilor pustiei. Bucură-te, făclie nestinsă în sfeșnicul bisericii. Bucură-te, grabnic, ajutător al celor desnădăjduiți. Bucură-te, mângâietorule, al celor întristați. Bucură-te, iscusit, grădinar al inimilor. Bucură-te, surpător al cursurilor diavolești. Bucură-te, îndemnător spre cele mai presus de fire. bucură libertate transfigurată prin iubire. Bucură-te, cuvioase Ioan Casian, mlădiță de mult preț a neamului românesc. O cuvioase Părintei Casian. Nu ne lăsa pe noi păcătoși care în neputințe și pati cuplite ne zbatem. Și nu îndrăznim a căuta la față lui Dumnezeu din cauza fără de legilor noastre și împietririi ce ne apasă. Revarsă spre noi cu harul ce ți s-a dat, milostivirea dumnezească spre tămăduire, luminare și înmulțirea dragostei într-o slavă slava preasfintei trei. Ca să cântăm cu mulțumire cântarea Aliluia, Aliluia, Aliluia din Dobrogea și Neamul, stră-român moștenirea pământească ai luat și învățătura aleasă la școlile timpului, dobândind, te-a prins de dorirea dumnezeiască. Drept aceea toate lăsând ai urma lui Hristos împreună cu prietenul tău German. Așa ai ajuns călugăr într-o mănăstire din Betreem, știința duhovnicească în lucrarea vieții de obște, deprinzând. Pentru aceasta, după, cuvi după cuvință, îți strigăm. Bucurăte te dorire, după Hristos! bucură cugetare, învăpăiată de har! Bucură-te, agonisire a aurului Scripturii! Bucură-te, păzire, a curăției inimii! bucurăte te însetare, după lumina Sfințeniei! Bucură-te, în duh și în adevăr! Bucură-te, nădejde, a înfierii dumnezești! Bucură-te, simțirea tainei peste fire! Bucură-te, dragoste apostolică și rai al smereniei! Bucură-te, minte mișcată! de suflarea Duhului Sfânt, bucură-te suflet și trup făcute, cer nou și pământ nou. Bucură-te, Isihie, liturghisire neîncetată, bucură-te, vioase. Ioan Casian, lăliță de mult preț, a neamului românesc, pentru iubirea desăvârșită viață cea stricăcioasă răsând. Pe de-a întregul te a adus lui Hristos cel dorit, căci arvuna Duhului luând, a întărit biserica într-o dragostea, prea Sfintei Trei. Și echipul vieții monahicești, ca o flacără, l-ai răspândit să lumineze marginea lumii. Pentru aceasta te laudăm pe tine, cu mulțumire și cântăm. Bucură-te cu vioase, Ioan Casian, mlădiță de mult preț a neamului românesc.